20.11. Întrucât prezența este în totalitate, putem deschide ședința. Avizele sunt semnate. Așa. Deci supunem, punem ordinea de zi, de avem 8 proiecte pe ordinea de zi și diverse. Deci începem cu proiectul de zi. Da? Și de dumneavoastră? Să pun nouă lucrurile pe ordinea. Și de dumneavoastră ordinea de zi. Ok. În conformitate cu proiectul de decodul administrativ articolul 134, de la baza discuției cu numărul 46/23-10/23, privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Partidei Tamil Nețu Bacău, de pe data 30 noiembrie 2023, a fost convocat la ședința extraordinară. Din verificarea condiciei de prezență, rezultă că la ședința de astăzi, cei 3 cei consilieri care compun Consiliul Local al Comunei Tamaș, sunt prezenți 2 cei consilieri locali, așa că ședința este legată constituită și pot începe lucrările acceptate de domnul consilier Denie Bani. La ședință au participat un număr de 10 consilieri locali, primarul și secretarul general. Se vede citire procesului verbal al ședinței anterioare din data de 16.10.2023. Nu se descrie la cuvânt, se trece la vot următorul rezultat. Votul pentru 11, împotriva 0, obținere 1. Se vede citire procesului verbal al ședinței anterioare din data de 17.10.2023. Nu se descrie la cuvânt, se trece la vot următorul rezultat. Votul pentru 11, împotriva 0, obținere 1. Președinte de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței. Prevede hotărârea numărul 64/25-10 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Partidei Tamaș în ședința Adunării Generale a Acționarilor, SC Flavia Sadin, 6/11/2023. Prevede hotărârea numărul 65/26-10 privind aprobarea raportului de evaluare pentru raportul basculant al marcă IB cu numărul Cargo, diverse la punctul 3. Președinte de ședință întreabă dacă se înscrie la cuvânt, se trece la vot. Cu următorul rezultat, votul pentru 11, 0 împotriva, obținere 1. Primarul de citire proiectul de hotărâre numărul 64/25-10, președinte de ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt. Nefiind solicitări, se trece la vot cu următorul rezultat. Votul pentru 12, împotriva 0, obținere 0. Primarul de citire proiectul de hotărâre numărul 65/26-10, președinte de ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt. Nefiind solicitări, se trece la vot cu următorul rezultat. Votul pentru 11, 0 împotriva, obținere. Domnul Tomaș exprimă satisfacția că se recunoaște că nu a fost finalizată procedura cu autobasculanta IB. La punctul 3 diverse, aceeași persoană, doamna, anunță că o face de mers în vedere evaluării activității anuale a Secretarului General al Comunei. Am terminat. Dacă este cineva care vrea să adaugă ceva, să... Dacă îmi permite, nu dată la conștiință că există o obligație, a făcut pomenire în debutul intervenției sale, de OGCN7, păi tocmai dumnealui nu respectă dispozițiile codului administrativ. Deci nu, asta trebuia să puneți la mapa consilierului local procesul verbal. Deci o ședință nu poate să înceapă fără ca domnii consilieri și doamnele consilieri să aibă pe masă procesul verbal. Mulțumesc. Dacă nu mai este nimeni, să punem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Domnul Sfântul, acolo niște Bună, s-o scăt, nu am terminat. Deci, 12, da, da? 12, da? O acțiune este numai pentru tot. Pentru că nu se prezintă. Deci, trecem la ordine de zi. Da. Așa. Proiect de hotărâre numărul 67 privind aprobarea statutului... Supunerea la vot. Păi nu sunt. Privind mandatarea domnului primar, Mădieș Andrei Daniel, de către Consiliul Local Tamaș, să depună toate diligențele pentru radierea autobasculantei Iveco de pe numele Raiffeisen Leasing și vânzarea autobasculantei marca Iveco. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre 69, privind actualizarea statutului de funcție și organigrama pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tamaș.
proiect de hotărâre numărul 70 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale secretarului general al OAT Tamaș, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 71 privind aprobarea decontării drepturilor bănești personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunilor septembrie și octombrie 2023. Proiect de hotărâre numărul 72 privind aprobarea rectificării bugetului local al OAT Tamaș la 20.11.2023. Proiect de hotărâre numărul 73 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunei Tamaș pentru ședința adunării generale a acționarilor SG Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 11.12.2023 și diverse. Dacă mai are cineva de adăugat sau de completat? Dacă permite, doamna președinte. Da, s-a sărit încă o dată în pas. Iarăși, nu se respectă dispoziții legale. Vă rog, domnul secretar, treceți la sigilarea procesului verbal și a dosarului de ședință de la ședința precedentă. Așa spune legea. După ce citit procesul verbal, spune că președintele ședinței și cu secretarul trec la sigilarea dosarului. Vă rog, treceți la sigilarea dosarului. M-a citit. Da? O faceți altă dată. M-a citit. Bine. Dacă nu mai este nimeni, supunem la tot. Cine este pentru proiectele de dacă față de proiectul de zi, este un consilier local care se consideră în incompatibilitate față de acestea. Nu este. Dăm cuvântul domnului primar să treacă la punctul proiectului de hotărâre numărul 66. Privind aprobarea comunei de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Tamaș și situațiile financiare pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 2 al anului 2023. Articolul 1 se aprobă contul de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Tamaș și situațiile financiare pe cele două secțiuni pentru semestrul 2. Dacă aveți ceva de obiectat sau de adoptat, cine se înscrie acum? Dacă nu, trecem să punem la vot. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect. La fel, mai pentru că unul de zile să vedeți, unul de zile să vedeți, unul de zile să vedeți, a proiectului de hotărâre numărul 67 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri pentru trimestrul 3. Se aprobă contul de execuție bugetului local al venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 al anului 2023. La fel, dacă aveți cineva să... Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Doamna Moise? Ați votat? Da. Așa, trecem la următorul proiect, 68, privind mandatarea domnului primar, Matei Ștanier, pentru a pune în practică toate hârtirile pentru mandat, radierea autobasculantei Iveco și vânzarea autobasculantei marca Iveco. Domnul primar. Proiectul de hotărâre numărul 68, articolul 1, se aprobă mandatarea domnului primar, de către Consiliul Local să depună toate diligențele pentru radierea autobasculantei Iveco de pe numele Raiffeisen Leasing și vânzarea autobasculantei marca Iveco. Aici mașina a fost achitată, în schimb au rămas blocați, n-au fost trecut în Consiliul Local. Au rămas pe leasing Raiffeisen, cum a fost cumpărat. Și face o procedură de transferire. Consiliul Local și după vânzare sau casare. Dacă este cineva care... Aici. Da, domnul asta. Referitor la această mașină, care mulți o știți, sunt de acord cu radierea, cu mandatarea domnului primar pentru radiere, dar pentru vânzare. E deja prea mult. Adică dacă facem vânzare, să o facem în termeni legali. Corect. Dacă nu,
Puneți o lumânare și dați-o, că știm unde se duce mașina asta. Puneți și o lumânare ca să fie așa. Eu mă opun la așa. Mașina o să fie conform legii, o să fie postată pe licitația. O, nu e greșit. O să fie postată pe pagina de Facebook, pe pagina de primărie. Zice că se mandată primarul. Deci poți să o vinzi ca pe un bun al tău. Nu, doar mă mandată să urmezi procedura. Nu îl vând eu, că nu-i bun. E rege. Ați fac procedură. Doar pentru procedură să mă... Domnul secretar, specificați în procesul verbal? Nu, se spune la pot. Eu am un amendament care îl cere domnul Ceasă. Și dau conținut care este. Cine este pentru? Pentru ce? Pentru proiectul ăsta. Pentru amendarea domnului. Da, 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 mai corect. Mâna sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aici mă se face sau nu? Adică dacă se face, trebuie supus la vot și asta. E un amendament care se supune la vot. Mai facem acest lucru. Nu este o discuție. Dacă o votat, voi așa, nu e așa. Eu am specificat de să se facă în termeni legale. Adică cu licitații, pentru că mai sunt cei care vor să cumpere mașini. Am notat, va fi consemnată cu procesul de parte ședință. Nu este un amendament. Este o discuție. Da. Votul mă departe. Nu avem 12 de dată. 12 împotrivă? Domnul Ceasă? Împotrivă, da. Trecem la proiectul 4, privind actualizarea statutului de funcții la organigrame pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tamar. Domnul primar, aveți... Proiectul de hotărâre numărul 69. Privind actualizarea statutului de funcții la organigrama pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tamar. Articolul 1 se aprobă actualizarea statutului de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate conform anexei 1 și 2. O să fac un mic rezumat, să dau pe votele la tot. Aici e vorba de două posturi ocupate la contabilitate de către doamna Pătru Adriana și Perișana Ana Marie, care ocupa funcția de contabil. Avem o adresă de la prefect în care se reduce cu 10% din posturi, adică din 22 să rămână doar 20. Ce mai avem aici? Avem încă un post de la urbanism și cadastru. O să formăm în același, nu o să mai fie separat două funcții, o să fie în aceeași funcție. Și mai avem transformarea unui, înființarea unui post contractual, se înființează funcția contractuală de conducere de administrator grup, cu prevederea articolului 144. Și cam asta sunt punctul de modificare de mine. Dacă este cineva care vrea să... Eu. Domnul Ceasă. Referitor la organigramă, văd înființarea postului de administrator public. Deci prefectul ne cere să reduce. Noi votăm. Nu am nimic împotrivă, puteți vota. Dar știm prea bine pentru cine e pregătit acest post. Cum credeți dumneavoastră că se poate numi pe același post cineva care e condamnat cu 2 milioane? Deci, condamnarea e sub prescris și au rămas 2 milioane de dolari. Deci, aia nu-i șteasă din care și noi îl băgăm administrator public. Nu poți, domnilor, consilieri. Dar nu păi, o să aibă loc un concurs. O să aibă, doamnă, dar eu nu știu. Citesc în stele, dar eu știu pentru cine e postul. Dacă nu ați vrut să răspund. Da, din 22 de posturi, avem 3 posturi vacante, după cum urmează. Dar cele două posturi vacante vor fi anulate și scoate de pe statutul de funcții, iar un post va fi transformat și, conform legii, cine ocupă funcția urmează să... Vedem cine nu, nu e un post special pentru cineva, nu, asta e clar. Zvonurile sunt. Da, da. E normal să fie. Dacă, da, e adevărat, dacă mai permiteți, domnul primar, este o rușine să avem consilier personal, mai luăm și un administrator public. Deci,
Consilierul personal momentan ocupă funcția la Registrul Agricol. E foarte adevărat, îmi permiteți. Pe colega noastră. Mulțumiți grupului PNL pentru că vă susțin în asemenea demersuri. Marele justițiar Toma, care până acum 15 ani s-a luptat cu doamna Domțu și acum o propune exact administratorul public. Bravo, domnul Toma! Bravo grupului politic PNL. Dacă aș dori să completez o secundă, aș dori să, na, să vă retrageți atât de mulțumire că vă susțineați pe dumneavoastră. Ce-a fost? Eu am susținut, ce-a fost, dar ne-am criticat unul pe altul. Aici e tot, deja, Doamne ferește, dar mă duc eu să le spun, nu votați. Eu, cu ghilimele de rigoare, mulțumim. Domnul Toma. Mai scrie câte ceva, lăsați așa. 10 secunde. Gata. Da. Constat încă o dată, aceleași, deci eu personal am sprijinit pe domnul Ceasăr la funcția de viceprimar. Și în urma perioadei în care dânsul a încasat un salariu imens din banii contribuabililor, dânsul nu și-a respectat obligațiile din fișa postului și nici obligațiile față de Consiliul Local. Încă o dată, se vrea ca în administrația publică din Comuna Tamaș să nu se vorbească de norme și metodologii. Observ aceleași lucruri din trecut. Noi încercăm cu toții să aducem progresul, să aducem o schimbare. Lăsăm la o parte trecutul. Nu putem afecta prezentul și viitorul Comunei Tamaș din cauza unor frustrări. Domnul Ceasă trebuie, vorbește de legalitate. Dumneavoastră nici măcar nu este consilier local. Vine aici și spune tot felul de bani verde. Deci vă rog frumos, nu mai duceți în eroare cetățenii Comunei Tamaș. În cazul în care dumneavoastră doriți ca o persoană să nu ocupe un post public, înseamnă că îngrădiți accesul la viață a persoanei respective. Oricine din țara asta poate să vină și să susțină un examen, un concurs, dacă respectă dispozițiile legale. Noi nu suntem aici să apostrofăm pe X sau pe Y, ci pur și simplu ne raportăm doar la dispoziție legală. Mulțumesc! Pe urmă elime, supunem la vot. Cine e supunem? Potrivă? Trecem la proiectul numărul 70, privind desemnarea Consiliului Local, membri ai Comisiei pentru evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei Tamaș, județul Bacău. Dăm putere domnului primar. Articolul 1. Se desemnează doi consilieri locali, membri în cadrul Comisiei pentru evaluarea anuală profesională a Secretarului General al Comunei Tamaș, județul Bacău. Articolul 2. Comisia pentru evaluare anuală a Secretarului General al Comunei Tamaș, județul Bacău, se constituie prin dispoziția primarului Comunei Tamaș. Articolul 3. Prezentă hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Tamaș, instituția prefectului județului Bacău și persoanele interesate. Dacă îmi permite să propune... Stați-vă, cineva să spună de ceva de stat. Îmi permiteți să propun. Dacă nu trecem, da, propuneți, domnule. Propun pe domnul Dumitru Udrea. În comisia respectivă. Și domnul Udrea? Propun pe domnul Toma Petrică. Și domnul Toma Petrică și domnul Udrea. Propun pe domnul Popa. Cine? Popa Lucie. Trecem la... Aș avea și la vă mulțumesc că încercați să evoluați activitatea mea. Este perfect de plan din punct de vedere juridic. Ea se face cu factorul legislativ anterior, dar în fie anume pe vizionare și în martie, de câte doi consilieri plus primarul, în tot consilieri. Cu cine trafloacă din dimineața să mă pregătesc și eu, că sunt foarte foarte multe de pregătit. Singura chestie care o să vă spun, acces să vină 12 consilieri, nu la 2 în comisie, mai puțin domnul consilier Toma, care, așa cum bine știți, se află în conflict de interese cu mine de la problema penală care există cu acel teren. Am terminat. În situația în care veți vota, voi contesta
situația concurenței. Nu, are nicio legătură, nu. Domnule, a spus ceva, nu vreau să țin sau nu, poate că îi trebuie doar. Asta nu are nicio legătură. Și trecem până la urmă. Vă rog frumos să stabiliți exact cum se votează, deci nu lăsați haotic, iar dar nu o să știu nimic. Aveți președinte ședință. Aveți președinte ședință și orice ședință. Începem de fiecare, consilierul poate cum tot. Dar o să vă încurcați. Nu le încurcăm deloc, dar cum să le încurcăm? Trecem. Da. Observ cu indignare caracterul infracțional pe care spune mereu. Nu, sunt obligat să fac o intervenție. Faci intervenție, dar au fost odată. Chiar am fost. Domnul secretar încearcă să manipuleze deciziile din Consiliul Local. Dumnealui face referire la cine? La o familie de la Furnicar, care a cumpărat un teren acolo lângă Bâgiu Vasile și au dumneavoastră și persoane comuna trebuie să știe că dumneavoastră a făcut referire la o persoană din comuna Tamaș, care nu este aici, vorbește în lipsa persoanei respective. Așa. Aia facem propunere. Nu? Votați de proiectul. Poate nu trece proiectul. Atunci trecem la votarea, spunem la vot proiectul numărul 70. Cine este pentru? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abține 1, 2 abțineri. Pe cineva l-a votat? Eu am votat în locul da, da. Da? Nu spune, deci ok. Deci 2 abțineri. Am votat după cum trece din acolo. Acum trecem la vot pentru domnul Udrea. Cine este pentru domnul Udrea să facă parte din comisie? Am sus, să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci pentru domnul Udrea a votat 11, da. Mai departe pentru domnul Toma. Cine este pentru domnul Toma? Deci sus mărea ca scot mărea bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 la domnul Toma. Da. Okay. Cine este pentru domnul Popa? 1, 7. 2. Ți-l dăm la sus. Se-l votează la el. Da. În concluzia a fost votată domnul Udrea și domnul Toma. Trecem mai departe la proiectul de hotărâre numărul 71 privind aprobarea decretării drepturilor românești personalului didactic care solicită cheltuielile de deplasare aferente lunilor în septembrie-octombrie 2023. Domnul primar. Articolul 1 se aprobă de contract contravalorilor, transportul cadrelor didactice aferentelor lunilor iunie 2020. Aici este o greșeală de datare, domnul secretar, iar ați făcut o greșeală de datare pentru că a spus lunile iunie și august. Este vorba de septembrie și octombrie. Aici e corect. La noi este corect. Da, la noi e cred că nu sunt discuții, cine este pentru? Să punem la Trecem la punctul de proiectul de hotărâre numărul 72 privind aprobarea rectificarea bugetului local al OAT Tamaș la 20.2023. Domnul primar, articolul 1 se aprobă rectificarea bugetului local al OAT Tamaș conform documentelor după cum urmează. Și aici ați avut de la studiat, sunt foarte multe, pe care vreau să mai dăm citire. E o greșeală de redactare, cred că nu. Deci, Consiliul Local, într-o lună ședință ordinară, la data din 12-a. Da, da, s-a numit. Da, nu. Asta e amintire. Da, cred că e la dumneavoastră, de exemplu, la noi scrie 12-a. 12-a, da. Am înțeles, da.
Exact pe proiect. O greșeală, nu am nicio problemă. Da, la primul cadou reper. Dacă e cineva care mai are ceva, dacă nu trece pe acolo, este pentru. Bun. Domnul. Deci, bă, da, eu am zis ceva. Trecem la tine. Avem un proiect. Da, avem un proiect. Da, avem un proiect. Stăm în grijă. Stăm în grijă. Am proiectul de la 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 proiectul pentru ședința Adunării Generale a Acționarului Sitiu Compania Regională de Apă ESA din 11-12-2023. De ce poate era robot cu băzutul de șară? Nu știu de ce. Da. Domnul primar? Sau mi-e dau citire? Da. Articolul 1. Consiliul ca comunie Tamaș în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă, acționată în 10 grave SA, acordă mandat special domnului Matei și Andrei Daniel, în adunarea generală a acționarilor, să voteze pentru în adunarea generală a acționarilor în 10 grave SA. În data 12-12. Deci, dacă este cineva care are ceva de propus, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Popa? Domnul Mișca? Pentru. Trei funcționari. Trecem la diversă. La diversă mă... Avem aici un invitat, domnul Varvari, dacă vreți dacă aveți ceva și probleme, întâi dumneavoastră expuneți, dar și după aceea discutăm noi. Am trei întrebări. Începem cu domnul primar. Domnule primar, în acest moment, ce oportunități sunt pentru cetățenii comunii Tamaș de a face investiții în comuna Tamaș. Ce oferă Consiliul Local și Primăria Comunii Tamaș? Vreau toți aici, vine un tânăr care vrea să investească în orice domeniu, în orice posibilitate. Ce structură aveți ca să oferiți? Câți bani aveți? Nu bani, nu asta. Oportunități de a face. Și asta înseamnă că, na, nu lasă bani. Păi, eu sunt primitor. Da, da, da. Am chiar desfășurat să nu acum, bine, este pe 15 la joci. O să văd în cameră. Oportunități. În primul rând avem asfalt pe toate străduțele unde se pot face diferite construcții, diferite locuri. Avem destul de inimă dezvoltată. Avem destul de nu prea înțeleg că e întrebarea care vezi cu funcție de dată. Oportunități. Oportunități sau jurul legal facilități. 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 De exemplu, scutir de se oferă mai știu eu ce, ca să atragem investitori în comuna Tamaș. Hai să atragem investitori. Să atragem ca alte comune. Să nu dăm exemplu ca să nu le promovăm inutil, că încercăm să le promovăm pe noi. Ce oferim unui tânăr care vine cu o sumă minimă, merge la camera de comerț, deschide un cod caien și în a doua zi acel om poate factura, poate desfășura o activitate în comuna ta. Noi toți aici, ce oferim acelui om care va putea angaja un om, 2, 3, în funcție de mărimea afacerii, va trebui să dea salariu, va trebui să plătească, să ne încadrăm, să nu ne mai bucurăm la ofertele de muncă, joburile care, vedeți cum apar, job, vă angajez confecționer, angajez necalificat, calificat. Nu vrem să mai urcăm în autobuz dimineața. Vrem să muncim aici, vrem să dezvoltăm zona. Cum o facem? Iar dumneata, ca edil, trebuie să spui, uite ce vreau să fac, te bas cu cărămida în piept până în pânzele alea. Nu trebuie să așteptăm pe cineva să-i asumat o funcție. Vă rog. Da. Dacă îmi permiteți, aș putea eu să fac o interpelare. Ținând cont că suntem în perioada în care în decembrie așteptăm legea bugetului, vom vedea lista de investiții pe 2023
Vom vedea, vom conlucra din acest motiv solicitudinilor Consiliul Local ca la întocmirea listei de investiții pe 2023. Trebuia să o facem anul trecut, dar ținând cont că bugetul local nu a îndeplinit condițiile legale din cauza secretarului general, sper ca în acest an să nu mai avem aceeași sincopă. Deci problema majoră pe care am avut-o noi, am avut-o la hotărârea din Consiliul Local privind bugetul local la Comunei Tămaș pe 2023. Deci faptul că dumneavoastră, cu referire la domnul secretar, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, nu a informat consilierii așa cum trebuie. Noi nu am știut de lista de investiții. Din acest motiv, la legea bugetului, când domnul Bucur țipa aici ca să treacă bugetul, să treacă în grabă și l-au și trecut, și acum vin și se lamentează că zice, doamne, nu funcționează. Păi asta înseamnă lipsa de colaborare. N-au avut acces la a compila lista de investiții. De acest motiv, nu vă spun eu că știu eu, pentru că eu am atacat în instanță bugetul local. Da. Da. Mulțumesc frumos. Da. Deci, rog ca pe 2023, bugetul pentru 2024, să conlucrăm mai mult. Dacă secretarul și-ar îndeplini atribuțiile de serviciu, ar veni cu toată documentația, am ști și noi de lista de investiții, am adăugat, domnul Barbare are perfectă dreptate, inclusiv noi consilieri, inclusiv cetățenii, să vină cu idei cu privire la lista aceea de investiții pe 2024. Mulțumesc! Da, vreau să mulțumesc la această chestie. Uitați camera pe mine, vă rog, așa se poartă. Deci, pentru cine nu știe, nu vă lăsați în dojul generalii de persoane care nu fac nimic în viața ei decât avocatul mără. Proiectul de buget... Domnul secretar, vă rog frumos, vreau să fieți în măsuri local. Proiectul de buget... Vreau să nu vă puneți între partidele politice și partidele voi... Îl întocmește primarul, nu secretarul. Secretarul comunică actele primite de la primar. Așa prevede legea. Pentru dumneavoastră care nu știți. Care vreți să aruncați numai cu noroi, ascultați acest om care nu a făcut nimic în viața lui. Cum este un mincinat ordinar? Cum vă permite să spuneți așa ceva? Nu vă permite. Dacă am fi profitat de acel program social cu oportunitate, o grămadă și un portfoi de bani, și astăzi nu putem spune că am dezvoltat un mediu de afaceri în Comuna Tămaș. Avem o persoană în Comuna Tămaș sau în administrația locală, în aparatul dumneata de specialitate, care poate să îndrume un tânăr, o familie, un investitor, cui te adresezi în această instituție, dacă vrei să faci ceva, doar așa, să vrei să faci. Spune-mi o persoană, nu dumneata, nu ai abilități juridice și așa, nici nu ai obligația asta. Cu toate că ar trebui să vedem elan. Spuneți-mi o persoană de aici, din administrația locală, care știți ce mi-au spus de la taxe și impozite pentru un cod caier ca să deschid o activitate? 6 milioane. Pentru dumneavoastră, eu să dau 6 milioane, de ce? N-am făcut nimic. N-am deranjat pe nimeni. Tot ce faci, faci pe proprietatea ta și cu riscul tău, cu banii tăi, fără bani europeni, fără nimic, cu aport propriu de capital.
Cu cine poți să stai de vorbă în administrația locală? Momentul. A doua întrebare. Că îmi luați, interveni și A treia. A fost o completare, domnul secretar, și am și pentru dumneavoastră una ca să vă fac o surpriză plăcută. Vedem aici discuții de genul reprezentant în apă, reprezentant în rea. Ce reprezentant în apă și canal și aia? A fost delegat domnul Ceasăr Constantin din partea consilierilor să reprezinte. Este delegat mereu primarul comunii ca să reprezinte comuna Tănașa Corpul. Merge deja cu răspunsul, că mai înainte a spus, merge cu dar să voteze, Ce suntem noi? Mergeți până acolo. Branșamentul la canalizare și la apă în acest moment a unei familii pentru care primăria Tămaș trimite citație la fiecare familie acasă. Obligația de a se branșa la sistem, odată, deci se branșează. Suntem obligați să ne branșăm, să terminăm cu fosele, cu WC-ul în curte, să avem apă de la sistem. Știți cât costă acum branșamentul? Domnul, 1000 de lei, nu mai continuați, m-am interesat eu. Nu mă contraziceți. Am să vă răspund sau vă răspund să o dreapă, nu mai înțelegi. La un moment dat, pe toate, stați să vedeți ce răspuns trebuie, vă rog să-mi dați. A fost un moment când pe toate gardurile, în școli, la fiecare ghiuventă, acolo unde copiii mergeau, apa era nepotabilă, da? Ați venit în funcție de primar. La un moment dat, apa a fost potabilă. Din același strat freat, vă rog să-mi spuneți, dumneavoastră, ce ați întreprins pentru potabilitate? Ce ați întreprins pentru ca apa să îndeplinească condiții? Spuneți-mi dacă sunteți în stare, ce reacții chimice au avut loc în zona asta de a o deveni brusc potabilă? O să răspund? Ok. Ați spus 10 minute. Deci pentru a încuraja și a îndruma tinerii investitori care vor să facă pe fonduri, pe buget local, personal și așa mai departe, avem jos un birou. Domnul Reșanu e singurul de la EGAL care poate să-i coordoneze și să le explice ce ne-i finanțare. Mai avem și doamna Bărău de la Resurse Umane și care poate să îi pună în contact cu un absolut. Sunt lucruri care trebuie știute de toată lumea și făcute publice. Nu e nimic rău în asta. Lumea nu știa treaba asta. Doamna Bărău, la Resurse Umane, un om poate să-mi iată să-și ia notițe. Așa. A doua întrebare era cu apa. Eu nu știu când a fost anunțul ăla, când a fost potabilă. Și nu fac o analiză, conform analizelor. Și apa... Deci nu s-a intervenit nici nimic. Și am discutat un timp analize. Dacă vreți, am, chiar acum au fost și de analize reale, mai fac o distribuire, fără nicio problemă. Ok. Că e podă de... Pentru domnul secretar, da. Ați avut o carieră dumneavoastră în cadrul primăriei comunei Tămaș, la un moment dat, în viață, posibilitatea să vă uitați în hârtii și să vedeți atunci când apar doi concurenți pe o funcție, să verificați eligibilitatea concurenților. Da? Ați verificat eligibilitatea concurenților atunci când au fost propuși viceprimari? În concurs, aici, filmat. Viceprimarii au fost propuși, iar dumneavoastră trebuia de legalitate să verificați eligibilitatea lor. Da. Să vedeți dacă sunt sau nu eligibili pe funcție. Deci am verificat iar eligibil la respectivă. La respectivă. Doamna președinte. S-a înțeles, doamna, ce a spus. Nu mai bine, doamna președinte. Aici, într-adevăr, trebuie clarificat. Observ niște întrebări pertinente. Mie îmi pare rău că nu vin mai mulți cetățeni care să, efectiv, să ne ceară rost pentru activitatea pe care o depunem aici. Eu, încă o dată spun, vis-a-vis de eligibilitatea persoanei respective. Domnul secretar, pe ce dată v-am depus eu referatul acela prin care dumneavoastră erați obligați să sesizați prefectul cu privire la incompatibilitatea domnului Ceasă? Pe ce dată? Vă spun eu, pe 3 martie 2023. S-a înregistrat la registratură? Da. De pe 3 martie, domnul secretar, de ce nu v-ați îndeplinit obligațiile? Domnul Barbara are perfectă dreptate. Ați dat avizul de legalitate.
această treabă, am solicitat punct de vedere a Prefecturii Bacău, am document înregistrat la mine de loc. Prefectura Bacău nu are spus legal. Și având în vedere că domnul Luceasa era consilier local cu toate prerogativele la acea vreme, Prefectura nu mi-a trimis niciun document și nici Partidul Social Democrat prin care le trage treaba asta, deci cât a fost în funcție, am considerat că este perfect legal să candideze. Ați înțeles? Dacă doriți să vedeți că vin la mine la birou, vă pot arăta adresa către Prefectură cu confirmarea de primire și ce scrie în ea. Vă invit imediat apoi în sus. Riscurile acestei zile e că sunteți la un plic distanță de instituțiile statului. V-am înțeles. Sunteți la un plic distanță. Oricare cetățean din Comuna Tămaș efectiv face o radiografie și e datoria lui moral de cetățean să se sesizeze instituțiile statului. Domnul Barbare, mulțumim pentru toate. Deci, acum ar trebui să rămânem în continuare noi, dacă puteți. Am spus și eu ceva. Da, ce lăsa să rămână? Da, domnul secretar. O poveste bună pentru dumneavoastră și cred că este cea mai bună poveste pe care am primit-o de domnul Crezor în Comuna Tămaș. Miercuri, pe data de 22, avem un control al Prefecturii, în urma unor sesizări a unor colegi care cred că fac bine așa. Eu mă bucur foarte bine că vine această comisie de oameni speciali, care știu mai multe și decât mine, decât dumneavoastră clar, privind legalitatea desfășurării activității în Consiliul Local și în Primăria Tămaș. Sunt trei obiective ale acestei comisii, controlul activității primarului, activității secretarului, trei consiliului local. Pentru aceasta, miercuri la ora 10:30, dacă nu apar alte modificări, vă spun, invit toți președinții de comisie, de ședință, care au fost de lucrez aici și de organizez acum, ca să nu avem nicio discuție și sunt de la toate partidele. Deci, miercuri la ora 10:30, invit toți președinții de ședință să se spună părerea, eu pregătesc toate actele și sper să răbdurim mai multe chestii murdare care se petrec aici. Și în nominalizez este președință. Doamna Neagu, domnul Bucur, domnul Mișca, domnul Udrea, domnul Ceasă. De când sunt aici pe acești oameni lucrat ca președinței, îi invit oficial, vă rog frumos să veniți, vă rog frumos să veniți pregătiți, să puneți întrebări pertinente la lege, nu să proștăm cu noroi, pentru că ne vom afla în față unor oameni care vin să vadă adevărul în comună. Dacă vin montați și nu vor fi părinți, nu voi asuma, este și justiție și mai sunt și alte chestii. Deci mă bucur că vine această chestie și voi devoa. Voi devoala ceea ce s-a făcut urât în această primărie, să-mi scoate la suprafață toate mizerile, la care veți fi surprinși. Nu am fost părtaș. Chiar nu am fost părtaș. Dacă permiteți, domnul Popa. Poate mai ești cineva, domnul Popa, mai ați spus. Am doamna, dar nu am făcut la domnul secretar. O să susținem, din păcate, nu avem voie să cheltuim din bugetul local din legea OCE-ul, care nu ne permite cheltuim să cumpărăm ceva pentru 1 decembrie, dar o să fie un mic eveniment în fața monumentului, în fața primăriei. Și o să fac, o să... Nu, din păcate, nu dă voie. O întrebare, domnul primar, v-aș întreba. Am depus mult efort pentru a trece proiectul ăla cu achiziția de utilaj. La unde de zepiație, nu știu ce stadiu e, dar am înțeles că nu mai avem buldo. Domnul Toma, știați că buldo s-a stricat, e farsă. M-am uitat pe... Bine. Domnul Toma stătea și poza. Buldo. Zero venituri. N-are. Orice vinții nu trebuie mai bine. În vară erau 3.000 de lei, acum ați venit tot anul. Deci, dacă ne vin, nu știu, m-aș bucura să fie da. În utilajele, dacă ne vin, nu mai avem mult. S-o făcut zop. Aș dori să întreb și eu ce important ați depus pentru acea proiect.
Deci toată primăria întrebați, deci eu personal m-am ocupat. A venit domnul la bună și eu personal.